De 3 zile, cardul de sănătate nu funcționează, lucru care a dat peste cap sistemul de sănătate publică din România. Medici de familie, medici din ambulatoriile de specialitate, medicii din laboratoarele de analiză nu pot să-și valideze serviciile medicale prestate, purtând pe drumuri pacienții pe o vreme în care nu ai da niciun câine afară din casă. Începând de luni, de la ora 10, sistemul informatic al Casei Naționale nu merge. Dar nu pe bucăți, cum s-a întâmplat până acum. Până acum mergea o parte și o parte nu mergea. Acum toate componentele nu merg. Astăzi suntem miercuri 12 și tot nu merge nimic. Am făcut sesizare și la Casa Națională și la Casa Județeană. Casa Județeană nu are nicio treabă în această poveste. De la Casa Națională, astăzi, la sesizare, mi s-a trimis că au înregistrat sesizarea și s-a aștept. Casa Națională de Sănătate a publicat pe site-ul său un anunț prin care atenționează furnizorii de servicii medicale că există probleme de funcționare ale cardului, fără a preciza însă cauzele defecțiunii. Medicii sunt supărați că au trecut 72 de ore în care nu pot valida serviciile medicale prestate, întreg lanțul de servicii medicale, medici, spital, farmacii, fiind blocat. De luni, de pe site-ul Casei Naționale, suntem anunțați că nu merge. Și vor anunța când va fi pornit. Nu știm motive, nu știm cauze. Problema este că trec 72 de ore și nu vom mai putea valida consultații, rețete și toate alea. Sistemul unic integrat al Casei Naționale înseamnă tot ce înseamnă furnizor de servicii medicale, începând de la medic de familie, ambulator, laboratoare, farmacii, spitale, absolut tot. Vicepreședintele Patronatului Medicilor de Familie susține că de mai bine de un an sistemul electronic CUI a funcționat fără mentenanță și că cei de la Casa Națională de Sănătate s-au trezit că abia acum se organizeze licitație pentru selectarea unei societăți care să facă lucrări de întreținere. Medicii de familie susțin că se află pe post de paratrăsnet care adună nemulțumirile pacienților care nu înțeleg situația. Nu putem face nimic, noi nu putem să-i ajutăm să repare CUI-ul. CUI-ul costă câtă costă, a fost un an de zile când n-au avut mentenanță, deci cine să se ocupe de asigurarea funcționării lunare, zilnice. Acum am înțeles că au făcut licitații pentru mentenanță, se tot contestă, se tot, astfel încât o crăpa de tot acum CUI-ul, nu știm. Pacienții sunt nemulțumiți și ne acuză pe noi că din cauza noastră nu merge, că omul de rând nu înțelege că aceste calculatoare a noastre unde noi buchisim și scrim zilnic sunt legate toate la Casa Națională. Omul spune, doamnă, schimbă-ți calculatorul că nu-ți merge. În condițiile în care de 3 zile sistemul electronic de validare a serviciilor medicale nu funcționează, pacienții cu boli cronice au fost nevoiți să accepte rețetele obișnuite pentru câteva zile. Elibera rețete, dar s-a dus la farmacie omul și și-a cumpărat o zi, două, trei. Pentru că și farmacista nu poate să-i dea așa când va veni. Pentru că probabil că trebuie cardul ca să validezi din nou. Ori omul nu mai vine mâine, poimâine dacă i-ai dat. Că el nu-i validat. Îmi spune astăzi că nu există semnătură electronică. Nu recunoaște semnătura electronică. Nu recunoaște cardul. Nu recunoaște nimic. Și farmaciștii sunt la fel de nemulțumiți. Farmacia Sante Farm 1 a fost în situația în care nu a putut elibera 40 de rețete la o farmacie și alte 30 la o a doua. Păi da, clar că nu putem elibera rețetele în momentul în care nu funcționează sistemul, pacienții se supără. Cam câte prezentări ați avut în astea două zile? Câte rețete? Da, refuzate. Nu știu să zic, undeva 30-40. Așa, și lumea se supără pe dumneavoastră sau cum? Se supără în general pe toată lumea. Da, deci fiecare se supără că, vă dați seama, medicul abia eliberează rețeta și la medici sunt probleme și la noi sunt probleme.
cardul nu funcționează. Proiectul privind implementarea cardului de sănătate a fost inițiat în 2007 și a costat 200 de milioane de euro. Vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț susține că a fost informată despre faptul că cei din conducerea Colegiului Medicilor au făcut deja o plângere la DNA, acuzând disfuncționalități majore ale sistemului CUI, care au dus ca de la intrarea sa în funcțiune săptămânal cel puțin 3 ore sistemul să nu funcționeze.